Ia fii atent ce nebun e aici. Numere semaforele. Și aici, la mica înțelegere. Problema este că românul la mica înțelegere se transformă în indian. Sau pakistanez. Să nu fim... Nu facem discriminare. Vezi spatele motorului meu? Bună greșeli. Și acum toată lumea o să se claxoneze, pentru că toată lumea nu știe când dracu s-o ia. Am întrebat dacă a plouat. Dacă ăsta e motivul pentru care nu mai merg semaforele. Ar fi ciudat să plouă și să f***i toate semaforele. Flec! Stop it! Flică! The flic! Now! I don't know! But please, sir, may I have another, sir? Now! Please, sir, now! Okay. Alright. Okay. Okay. Ah, can I marry you? Ai niște numere foarte ciudate. Adă în capul meu, a căzut unul frână apoi jos. Vă filmez, dă-vă în spanaci. Să văd dacă stă șofer. Exemplify. Exemplify. Exemplar. Traffic jam. Traffic jam. Does whatever a traffic jam does. Can it move? No, it can't. It cannot. It's a jam. It's traffic jam. Hey, sexy lady. Aaaa, s-a revărsat apele! I put my pants! Bag în baltă! Sure, why not? Who cares? I care. Could have been worse. I could have died. Bună dimineața, prieteni! Auzi, dar tu de ce nu ai protecție pe tine când mergi? Cum mă, ce? Cum? Poftim? Adică pantofi frumos cu toc? Adică pantalon de stofă? Cămașă? Nu, nu sunt echipamente de ajuns? Mănuși extra? Mănuși? Nu? Am zis patof cu cioc. Intră și tu, boss, mai încet. Să citiți și să anticipați mișcările șoferilor. Fiecare mișcare foarte micuță de volan indică dacă va simți prezența sau nu. Și presupuneți tot timpul că nu. Nu a simțit nimic. De răbdare. A, ah, câți am motocicliști aici. Ce e, mă, zona asta? Zgâtul tău de căcat de mașină. Mamă, dar ceea ce da terasamentul, ce căcat! Ne-a văzut un motocicletă la coadă. Ne-a dreacu să bagă, mă. Era proastă femeie, mă. În panica ei, totuși, n-a clacat. You can brush my hair and dress me everywhere. Ok, acum am înțeles. Hai să semnalizezi. Dar nu știi cum să o faci pentru că aveai doar două mâini și una era telefonul. Ce domnișoara drăguță se gândește la problemele de toate zilele. Ce-ar conta pentru ea problemele mele? Nu detectează mișcare. Nici acum nu detectează mișcare. E prea în lumea ei.
Ori vrea să demonstreze ceva, una din două. Dar probabil în lumea ei. Șuviță, șuviță, atenție! Faci pusica. Asta singurul motiv pentru care e spațiu mic între mașini, e faptul că e o baltă pe margine și ei preferă să nu intre în balta aia. În gura mamilor. Trebuie să ies gri mașina lui căcatul ăsta. Da, dar uită-te în dreapta, mătii. În dreapta, în stânga. Bună seara! La Beautiful. Știți cumva? Trebuie să fie undeva pe acolo, cred. Prea complicat. Măi, bine că ai geacă, în p***a mea. Un pantalon scurt cu aia. Hai. Oh, și acolo spart. What the fuck? Ce accident am mai avut loc azi? Măte, așa intri în mine, bă, băiatule. Așa intri în mine. Pac. Și că nu mai viola Gabriel motorul ăla. Ei. Pana mea, uitați-o un pic. Uită-te și tu un pic unde e roșu. La 15. Uită-te cum urlă motorul la 5000. Uită-te cum urlă motorul la 7000. Motorul urlă. Este așa să construită motoarele astea, să urle. Da. Ei, ce faci? Sunt pe motor, ia zi-mi. Bine, dar te rog nu mai vorbi la telefon de pe motor. Be safe. Păi m-am oprit, mă, ce ai? Doar nu-ți vorbesc direct de pe motor. M-am oprit pe dreapta. Așa. Ce drăguț, te-ai oprit pentru mine? Nu, m-am oprit că nu știam cine mă sună, credeam că e ceva urgent. Îți dai seama cât de dezamăgit am fost. Urechelnița naibii. Vreau să intre în cască. Să-mi șoptească gânduri urâte. Cred că într-o viață anterioară am fost teren agricol. Acum cultiv ea departe de pericol. Respect,